o să votăm pentru procesul verbal din data de 15 ianuarie 2024. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Îi mulțumesc. În online, domnul Dobrea. Pentru. Și domnul Zarzu. Da, pentru și eu, cu ce scuze. Bună ziua. Domnul Dumitru, ne auziți? Da, bună ziua. Bună ziua. Dacă sunteți de acord sau nu pentru procesul verbal din data de 15. De acord, pentru. Intrăm în ordinea de zi. Dacă sunt... cunoașteți proiectul ordinii de zi? Da. Domnul Dobrea? Da. Domnul Nicar? Cunoaște, da. Domnul Zarzu? Da, și eu. Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, o să trecem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Și domnul Zarzu? Pentru și eu. Doamna Stiplaru, ne auziți? Da. Bună ziua. Dacă sunteți de acord cu ședința de astăzi. Da, sigur, pentru. Mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației de 10,4% a nivelului redevenților și chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale, având ca obiect concesionarea închiriere terenurilor, proprietate publică privată a municipiului Ionești pentru anul fiscal 2024. Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Prin comunicatul Institutului Național de Statistică se comunică rata anuală a inflației determinată pe baza indicelui prețului de consum în ultimele 12 luni, aferent anului 2023. Astăzi, în prezentul proiect de hotărâre, se propune actualizarea cu rata inflației la nivelului redevenței chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale, având ca obiect concesionarea închirierea terenurilor proprietate a municipiului Ionești pentru anul fiscal 2024. Faptul acestei conferențe o să facă spre deliberare și aprobare procesul proiect. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Disfavorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Da, dacă nu. Doamna Stiplaru? Da. Doamna Stiplaru, mă auziți? Pare că nu. Domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2024, în vederea atribuirii prin închirierea locuințelor pentru tineri tipanele din municipiul Onești, specialiștilor din sănătate. Inițiator, domnul Victor Laurențiu, primar, secretar. În urma verificării și analizei dosarelor depuse de la primăria municipiului Ionești, Comisia Socială de Analiză a cererilor solicitanților pentru aprobarea de partizări, atribuirii și întreținerii închirierii de prietenii de acestiva tipanele, a întocmit lista de solicitări de specialiști în sănătate care depunesc condițiile necesare atribuirii acestor locuințe. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2024. De cele expuse, vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiect. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc. Mai domnul Dobrea? Pentru.
Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Doamna Sticlaru, m-am zis? Domnul Zarzu? Pentru. Pentru și doamna Sticlaru. Și domnul Zarzu? Pentru și eu. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chirii aferente anului 2024, actualizat cu indicile de inflație, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru locuințe de date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Ormești. Inițiator Nedină Victor Laurențu, primar. În baza prevederilor legale, chiria stabilită în propunții de date în exploatare prin programele derulate de ANL se actualizează cu rata inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Proiectul de hotărâre propune aprobarea cuantumului chiriei pentru locuințele specificate anterior, actualizat cu rata inflației referente anului 2024. Față de cele menționate, vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiectului. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Comisia favorabil. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Mihai? Pentru. Doamna Cerastela? Pentru. Mulțumesc. Domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru anul 2024, actualizat cu indicile de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, pentru locuințele de servicii, locuințe din fondul locativ de stat, locuințele sociale din municipiul Ormești. Inițiator, Nedină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar. În baza prevederilor legale și a comunicatului Institutului Național de Statistică, în care s-a stabilit indicele de inflație pentru anul anterior, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea cuantumului chiriei pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuințele sociale din municipiul Ormești, actualizat cu indicele de inflație pentru anul 2024. Având în vedere cele menționate, se pune spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul Androna, nu este în sală. Ok. În online, domnul Dobrea? Pentru. Mulțumesc. Domnul Mihai? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Și domnul Zarzu? Pentru. Și vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, al contribuției lunare de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii căminului pentru persoane josnice din strada 8 Martie, numărul 26, municipiul Ormești, pentru anul 2024. Inițiator, Nedină Victor Laurențiu, primar, domnul secretar. În baza prevederilor legale, anul Consiliul Local stabilește costul mediu lunar de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii căminului pentru persoane josnice din municipiul Ormești. Având în vedere modificările legislative care stabilește nivelul minim al alocației zilnice de hrană, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Aici avem și două amendamente. Domnul Cimpeș, vreți să prezentați? Da, vreau, domnul secretar. Se formulează un amendament referitor la articolul 2 din proiectul de hotărâre mai sus menționat.
care se va modifica următoarea formă, articolul 2. Se stabilește contribuția lunară de întreținere pentru anul 2024 la perioada de persoane vârstnice internate, întâlnire pentru persoane vârstnice din salarii în anul 2024. În parte, între 2.000 de luna persoană. Alineatul 2, diferența de sumă până la 3.412,05 lei luna persoană, adică suma de 1.412,05 lei luna persoană, se va plăti de la bugetul local al municipiului Onești prin Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Amendamentul are ca motiv faptul că beneficiarii serviciilor oferite de cămine pentru persoane vârstnice din strada 8 martie sunt persoane vârstnice din comunitatea locală care constituie o categorie vulnerabilă cu nevoi particulare. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe, marginea amendamentului, supunem la vot și este pentru. Vă mulțumesc. Domnul Dobrea. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Doamna Siclaru. Pentru. Și domnul Zarzu. Pentru. Vă mulțumesc. Amendamentul numărul 2. E cam același amendament. E același. Este același amendament cu cel făcut de domnul Cimpoieșu. Atâta timp cât a trecut pe amendamentul domnului Cimpoieșu, a fost domnule clar cu robie. Sunt amendamente comune, iar e o problemă. Perfect, okay. Că facem același. Important este că beneficiază locuitorii orașului de o reducere a... Ok, vă mulțumesc. Să înțeleg că vă retrage sau nu mai luăm în discuție? Nu, dar nici nu mai are sens să luăm în discuție, pentru că chiar am asfalt o viață. Trecem la vot. Cine este pentru vot, votul proiectului? Vă mulțumesc. Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Stiparu? Pentru. Și domnul Zanon? Deci începem cu primele pe pentru. Vă mulțumesc. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate a asistenților personal și a persoanelor cu handicap grav în semestrul 2 al anului 2023. Inițiator, Mihnea Victor Laurențiu, primar. În termenul prevederilor legale, Direcția de Asistență Socială din municipiul Onești are obligația de a prezenta la Consiliul Local raportul de activitate la asistenților personale persoanelor cu handicap grav. Asta vă spun înspre deliberare și aprobare prezentul proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, mă scuzați, avizează Comisia numărul 1, Comisia numărul 3. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Și domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Proiect numărul 7, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către Popa Minotora cu domiciliul în Onești, județul Bacău, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 31-10-2023, privind aprobarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului SECE domeniul public și privat, Onești s-a inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Proiectul de hotărâre propune soluționarea plângerii prealabile formulate de doamna Popa Minotora împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 281/2023 privind aprobarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului DPP Onești SA, pe care o contestă în esență prin faptul că prin aprobarea acestor coeficienți conducerea societății a încercat o politică salarială discriminatorie fără a ține cont de pregătirea profesională a prezentului ocupării posturilor. În baza analizei efectuate prin raportul unanimitar, cu acționatul de specialitate apreciază ca multe dată plângerea și propune respingerea acesteia. Față de cele menționate, vă spun în spăverii de la 7 mare proiectul de hotărâre.
Vă mulțumesc. Avizează comisia numărul 4. Mulțumesc. Dar sunt discuții pe marginea proiectului. Vă rog. E o chestiune pe care vreau să subliniez în privința ambelor proiecte, pentru că ambele persoane de la domeniul public și privat știm că au avut litigii nu unul cu domeniul public și privat și au cam câștigat în instanță. Și DPV-ul a cam pierdut niște bani în instanță pentru că nu a fost atent la modul în care aplică legea în ceea ce privește politica salarială. Cred că și pe viitor, acești oameni oricum vor ajunge în instanță, evident că vor ajunge în instanță atâta timp cât urmează procedura prealabilă. Cred că trebuie să fie foarte atent cei de la DPV în modul în care implementează dispozițiile legale. Eu sunt foarte curioasă de răspunsul pe care îl va da instanța de judecată. Eu cred că și de data asta vor câștiga. Mă pot antepronunța. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă ca să fim înțelegi, coeficiența a fost votat pe Consiliul Local, în ședința din 31 octombrie, da? Deci nu este vina de prefecție, doar au propus. E bine că atunci am avut o poziție la Consiliul Local. Mulțumesc, alte discuții? Dacă nu trecem la vot, vot secret. Să vă mulțumesc.
Proiectul de hotărâre propune soluționarea plângerii prealabile în orașul de domnul Berbiță Robert, împotriva hotărârii Consiliului Local nr. 281/2023, privind aprobarea coeficientelor de reacționare a salariilor de bază ale personalului SCE, domeniul public și privat, Comunei SAM, pe care o contestă în esență prin faptul că prin aprobarea acestor coeficienți, conducerea societății a exercitat o politică salarială discriminatorie, fără a ține cont de pregătirea profesională aferentă ocupării postului. În baza analizei efectuate, prin raportul de unitate, compartimentul de specialitate apreciază că nu condamnă plângerea și propune respingerea acesteia. În față de cele menționate, vă supunem pe deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează comisia numărul 4. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supunem la vot, vot să fie. Cu bine. Cu bine la bine. Vot să fie cu bine la bine. La? 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 La?
Voturi valabile exprimate 17, din care 13 pentru, împotrivă 4, 0 abțineri, 0 voturi nulle. Vă mulțumesc. Proiect numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere numărul 1194 din 28.10.2022, inițiator închină Victor Laurențiu, primarul. Domnul secretar. Față de cele menționate, vă supun scrutinare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. În online, domnul Dobrea. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Doamna Sticlaru. Doamna Sticlaru. Pentru. Mulțumesc. Domnul Zarzu. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 10, proiect
de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 14,26 metri pătrați, situat în municipiul Ionești, Aleea Viitorului numărul 4, cu destinația de sediu Asociației de Locatari. Inițiator, Regina Chica, Laurențiu Primat, domnule secretar. În adresa depusă de președintele Asociației de Locatari se solicită aprobarea închirierii unui spațiu situat în Aleea 4, numărul 4, proprietatea municipiului Ionești, cu destinația de sediu Asociației de Locatari. În baza documentației adresate la proiectul de hotărâre, o să punem spre deliberare și aprobare acest proiect în forma prezentată. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul online, domnul Dobrea. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Doamna Scutaru? Pentru. Și domnul Zaru? Pentru. Mulțumesc. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 315 din 18 decembrie 2023, privind aprobarea dării în administrarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare și primire numărul 17054 din 18.08.2010, partea contractului numărul 16.186 din 18.08.2010, de delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SECE Domeniul Public și Privat Onești, S.A. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu Primar, domnule secretar. Prin hotărârea Consiliului Local 315/2023 s-a aprobat darea în administrarea către SECE DMP Onești, unor mijloace fixe și obiecte de inventare. În urma analizei efectuată de către compartimentul de specialitate, s-a constatat o evadare materială în cadrul anexei 3, respectiv sintagma 50 de bucăți în loc de 100 de bucăți, așa cum este corect. În proiectul de hotărâre se propune aprobarea dreptării erorii materiale constatate. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul Dobrea. Pentru. Domnul Mihai. Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Mulțumesc. Domnul Zarzu? Pentru. Mulțumesc. Proiect numărul 12. Proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea spectacolului de teatru despre dragoste cu ură la Cinematograful Capitol. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu Primar. Domnul secretar. Primăria Municipiului Ionești a inițiat stagiunea teatrală, un proiect care se bucură de câțiva ani de un real succes în rândul ionișteilor. În vederea satisfacerii solicitorilor publicului, se propune desfășurarea spectacolului de teatru despre dragoste cu ură, pe data de 26 februarie, la Cinematograful Capitol, care are în distribuție actori valoroși ai scenei teatrale românești. Față de cele menționate, vă supune spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Da. Vă rog, domnule. Aș ajuta pe domnul primar să explice, fiindcă în spațiul public au apărut niște idei de ce dă Consiliul Local, Primăria, bani către artiști când se încasează pe bilete. Eu știu că ce se încasează pe bilete intră în bugetul local, ce apropoa noi plătim artiștii. Cred că e tanda pe mandat, dar ar fi venit ca domnul primar să explice. Vă rog. Vă rog, da, mulțumesc. Exact așa este. Sunt, noi aprobăm cheltuiala pentru achiziția acestor piese pe teatru, iar încasările intră ca și venituri. Ele sunt sub prețul la bilete, că am mai auzit și comentarii de felul că sunt cam scumpe, cam ieftine. Iar prețul biletului acoperă cam socotit în așa fel să acopere valoarea piesei de teatru. Piesa, din câte am înțeles, costă 19.600, încasările, dacă vindem până la ultimul bilet, 20.700.
dacă se vând sau nu toate, dar de principiu se joacă cu casa închisă, nu se dau invitații pentru a elimina și aceste speculații și zvonuri că s-ar intra pe invitații. De când sunt eu primar, nu s-a mai eliberat nicio invitație. Ți-a zicea așa. Cum? N-ar zice așa. Puteți merge, cereți o... O invitat. La direcția economică să vedeți cât s-a încasat la fiecare piesă de teatru. Și atunci puteți face o socoteală foarte simplă să vedeți că totul este... Eu ca să-mi iau bilet la... Eu nu merg decât cu bilete, îmi trimit om și îmi cumpăr bilet de la caserie. Nici măcar nu fac rezervare să-mi păstrez eu un bilet. Stă om la coadă și îmi cumpără bilete ca să merg la piesa de teatru. Nu trebuie să zâmbiți, cereți... Așa este. Puteți cere situația încasărilor pentru fiecare piesă de teatru și veți vedea că câte bilete sunt, atâtea se vând. 296 de locuri sunt, când se joacă cu casa închisă, 296 de bilete sunt încasate. Vă mulțumesc, dacă mai sunt și alte discuții. Dacă aveți alte informații, vă rog, demonstrați-o și faceți-o publică. Bun, supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Domnul Dobrea. Pentru domn. Domnul Dumitru. Pentru. Doamna Sticlaru. Doamna Sticlaru. Nu mai este test. Și domnul Zarzu. Pentru. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți un moment, domnul președinte. Vă rog. Pentru semnăturile la referat și la raport, felicitări doamna director și domnului Tenie. Am mai văzut înainte raportul pe care le faceți cum trebuie. Jos la nume scrieți doar funcția și numele, fără profesie, fără... De data asta chiar ok. Știți că eu sunt ăla... Când e de zi, zic, da, și când e făcut. Într-adevăr, este un referat făcut cum trebuie. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Ionești cu județul Bacău în vederea finanțării proiectului Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT. Inițiator, Nedim Viitorul, vreau să primim. Domnul secretar. În prezent, o proiect de hotărâre se propune semnarea unui acord de parteneriat comun între județul Bacău, municipiul Ionești, alături de 46 de euro. Obiectivul proiectului constituie renovarea, modernizarea și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a 14 biblioteci în vederea transformării în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, precum și dotarea cu echipamente IT al minimă de 40 de biblioteci. Proiectul integrat este atât de interes local și de județ, și cel județean, de aceasta beneficiind la trei locuri din localitate, cât și cei din împrejurime. Asta de cele menționate, să spunem că eliminare și aprobare, prezentă proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, să ducem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Și domnul Zarzu. Domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Pentru. Mulțumesc. Proiectul numărul 13. Probleme de interes local diverse. Dacă se înscrie cineva la cuvânt. Aș avea două intervenții, vă rog, cu Zarzu. Ok, vă rog. Nu știu dacă doamna Angel este prezentată la ședință. Da, este prezentată. Dacă puteam să răspund, dacă tot încerc de două zile să o sun, dacă se pare că m-a blocat și filmul la telefon. Vreau să știu care este stadiul străzii care duce la Croco. S-a aprobat bugetul acum un an și nu știu care este stadiul. Dacă ne puteți informa, proiectare, execuție nu trebuie cazul, dar poate de proiectare sau de calcul a ceea ce trebuie făcut acum. Dacă s-a demarat ceva într-un an de zi.
Este încheiat contract pentru documentație tehnico-economică la faza DALI. Din ce știu, urmează să verific. Nu mic la microfon, nu s-au de nimic. Da, n-am microfon. Urmează să identificăm fondurile necesare pentru executarea lucrărilor. La acest moment s-a făcut doar documentație tehnico-economică. Da, eu o să luăm pe domnul primar, dacă vreți să-i dați doamne Angel un telefon de serviciu unde poate fi apelată și unde poate doamna să răspundă la telefon. Mulțumesc. Nu există telefoane de serviciu, domnule. Aici telefonul să vreau, dacă sunt blocat și v-am ocupat în zonă. Nu există telefoane de serviciu și abonamente. Nu există. Bun, am înțeles. Ok. Atunci înseamnă că nu mai putem comunica cu domnul. Asta pe mail. V-a spus doamna. Așa are mail-ul oficial și comunicați pe mail. Bine, dacă domnul primar, tot pe mail comunicați cu doamna Angel? Ca să știm. Când este pe mail, pe mail, noi discutăm la cadrul instituției, nu vorbim pe... Când discuții punctuale, poate să răspunde. E singura persoană din primărie care ne blochează. A doua problemă. Dacă aveți în vedere ca pe viitor, la plenerea copiilor care participă la fazele naționale, să fie premiat și cei care participă, nu numai doar cei care iau premiul 1, 2 sau 3 sau ce premiul mai iau dânsii. Vă răspund acum. Hotărârea de Consiliu așa este, cu premierea participantului. Așa este. Doar că ordonanța a domnului secretar poate... Acum ședința s-a dat să termin, știu ce... Am înțeles întrebarea și vă și răspund. În urmă cu o ședință sau două am vrut să modificăm regulamentul, doar că regulamentul respectiv nu se putea aplica pentru anul trecut, că era... se putea aplica doar pentru anul viitor, așa că am renunțat la modificarea regulamentului. Folosim, mergem pe regulamentul vechi aprobat de Consiliul Local, doar că între timp a apărut o ordonanță sau... Ordonanța 115. Care nu ne dă voie să premiem. Deci nici nu încape discuții că eu n-aș vrea. Caut între timp soluții să văd dacă găsesc vreo variantă de sponsorizare, să sponsorizăm acești copii. Prin normal, ei au sperat și și-au pus încrederea că vor primi niște bani. Sper să găsesc variantă de sponsorizare pentru a-i premia pe participanți. Legislația nu ne permite. Dacă dumneavoastră identificați o altă variantă prin care să ocolim legea, nu știu, dar... Nu am zis niciodată pe legea. Dați-vă seama, eu nu am mai mult interesul să găsesc o soluție de a-i premia pe participanți. De asta am și mai lungit un pic... acest eveniment, poate reușesc să găsesc această variantă. Știu că la școli au adus niște informații, sau în fapt școlile au informat primăria, care sunt elevii premiat la nivel național, la faze naționale, atât de la regulament, dar să luați în calcul și pe care viitorul regulament și cei care doar participă. Că regulamentul este valabil și în regulament spune clar că trebuie spre... În regulament este prins că participanții au premii în dreptul lor. Doar că între timp a apărut o ordonanță care nu ne permite, nu ne dă voie să facem lucrul ăsta. Iar pentru a găsi, caut soluții, v-am spus, caut soluții de sponsorizări, să venim cu, să facem rost de aceste sume pentru că acești copii să-și primească. Eu sunt primul care pun, fac public, 10.000 de lei îi pun ca și sponsorizare eu, pe persoană fizică, aștept să veniți și dumneavoastră, dacă punem, putem face o coletă din partea Consiliului Local și premiem copiii. S-a făcut și calculul, undeva la 36.000, cred că trebuie să se ridică valoarea acestor premii. Încă o dată, eu spun public, 10.000 de lei pun eu. Aștept de partea dumneavoastră. 5.000 Exact amendamentul acesta, mulțumesc domnul Zazu, e foarte mișto cu ori muncesc și eu vin după aceea să-și arate meritele. Exact amendamentul acesta l-am avut depus. Retrăgându-se proiectul cu regulamentul, automat n-am mai avut cum să discutăm
nici acest amendament. Dar vă mulțumesc încă o dată. Înseamnă că nu ocup scaunul acesta degeaba. Încă mai muncesc. Nu, așa vă rământați. Asta e. Dacă citați amendamentul, vedeți. Da, regulament exact așa a fost. Am dreptate, domnul secretar. Dar noi, eu nu contest absolut nimeni, era un amendament la care ne gândisem și noi și vă astăzi atunci că am avut amendamente cu bune. N-am cerut să fim co-inițiatori la amendamentul dumneavoastră, v-am lăsat să luați lauri singur, nu e nicio problemă. Ideea este că, într-adevăr, la acel moment... Sunt învățat să muncesc și după aceea și dumneavoastră și colegii de la PSD să vă ațină. Dar trebuie să vă trebuiți dacă vă trebuiți ca acum lume pe ea, așa cum este așa și voi. Se mai înscrie nimeni la cuvânt. Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc.